La 18 decembrie 2017, Poliția Națională a Republicii Moldova împlinește 27 de ani de la creare. Cu acest prilej, Inspectoratul de Poliție Rezina a organizat o festivitate consacrată oamenilor legii. Apreciez înalt perseverența și dăruirea de sine pe care le demonstrați zilnic în activitatea de polițist, care nu este deloc ușoară. Mereu sunteți acolo unde este nevoie, cu riscul de a fi privați de timp pentru familie, de nopți pentru somn și cel mai des de cele mai frumoase sărbători ale anului. Țin să mulțumesc familiilor voastre pentru răbdare, înțelegere, care vă încurajează în pofida faptului că acordați mai mult timp profesiei decât familiei. Cu ocazia Zilei Poliției Naționale, pe care o marcăm tradițional la 18 decembrie, adresez sincere felicitări însoțite de cele mai calde gânduri și urări de sănătate, bunăstare și liniște sufletească. Stimați colegi, vă doresc să vă bucurați de respectul și aprecierea cetățenilor pentru eforturile depuse în îndeplinirea cu succes a numeroaselor misiuni de serviciu, pentru că sunteți un model de curaj, responsabilitate și bună conduită în societate. În această zi, cu o semnificație deosebită, țin să vă urez tuturor multă sănătate, liniște sufletească, fericire, prosperitate și noi realizări în activitatea profesională și cea personală. În cadrul evenimentului, autoritățile publice locale au adresat veteranilor și angajaților Inspectoratului de Poliție Rezina mesaje de felicitare și cuvinte de apreciere. Stimați membri ai efectivului Inspectoratului de Poliție Rezina, veterani ai Poliției Rezinene, vă felicit din suflet cu prilejul aniversării a 27 de la fondarea Poliției Naționale și vă doresc multă sănătate, prosperitate și realizări notorii pe viitor. Multă recunoștință și cuvinte de apreciere am pentru membrii familiilor dumneavoastră, care au acceptat condițiile dure de activitate, v-au așteptat și vă așteaptă acasă, fiind mândri de soțul, tăticul sau bunicul polițist. Fie ca pe viitor să obțineți rezultate remarcabile în activitatea pe care o desfășurați și să aveți parte de multă putere de muncă, pentru a răspunde cu promptitudine și maximă eficiență tuturor provocărilor care pot afecta ordinea publică. Poliția să contribuie și în continuare, cu devotament și dăruire, la creșterea gradului de siguranță publică și încredere în valorile unui stat de drept. Să depuneți eforturi susținute de toți actorii comunitari în comunicarea și cooperarea cu cetățenii, participarea activă la viața din localitățile raionului. Fiți siguri, cetățenii vă vor răspunde cu susținere și respect. Aici doresc să mulțumesc în special veteranilor din poliție și să menționez că prin decizia Consiliului Raional Rezina, anume pentru dumneavoastră, au fost alocate 15.000 de lei pe care vreau să le mânez domnul Motcailo Petru și anume aș vrea ca pentru fiecare membru din Asociația Veteranilor, poate nu este o sumă mare, dar este un gest bine meritat pentru posteritatea și anume pentru faptul că vă apreciem foarte mult pentru munca pe care ați depus-o și dăruirea pe care ați avut-o până în prezent. Domnul Petru, vă rog. Vreau să vă fericit din numele toți primarii din raionul Rezina cu sărbătoarea profesională. Vreau să aduc toată admirația familiilor dumneavoastră pentru că cred că datorită suportul care vă acordă și grijii care o au față de dumneavoastră, înregistrați și progresele care le simțim toți în asigurarea protecției sociale și protecției îndeoște a oamenilor în societatea noastră. Vreau să vă doresc să fiți sănătoși, să tindeți la mai înalte niveluri și să deveniți buni profesioniști, indiferent de dimensiunile în care activați. Cei mai buni angajați ai Inspectoratului de Poliție Rezina au fost menționați cu diplome de merit din partea președintei raionului Eleonora Graur. Consiliul Raional Rezina decernează diplomă domnului Igor Botea, șeful Inspectoratului de Poliție Rezina, pentru sporirea nivelului de securitate a cetățeanului
și gradul de încredere a populației în poliție, pentru devotament și dăruire, pentru promptitudine și maximă eficiență în implementarea proiectelor în raionul Rezina, promovând spiritul de supramenție a legii și responsabilitate personală. Președintele raionului Rezina, Eleonora Graur. Consiliul Raional Rezina decernează diplomă domnului Dan Rudaca, specialist pentru sistematizarea circulației rutiere al Serviciului Supraveghere Tehnică și Accidente Rutiere al Secției Securitate Publică a Inspectoratului Poliției Rezina, pentru succese remarcabile în activitatea cotidiană, eforturi depuse în asigurarea securității cetățenilor, contribuție esențială în comunicarea cu membrii societății, sporirea prestigiului organelor de poliție și cu prilejul aniversării a 27-a de la crearea Poliției Naționale a Republicii Moldova. Președintele raionului Rezina, Eleonora Graur. Consiliul Raional Rezina decernează diplomă domnului Dumitru Panța, ofițer superior de investigație al Secției Investigare Infracțiuni a Inspectoratului Poliției Rezina, pentru merite deosebite în activitatea zilnică, contribuție esențială în sporirea nivelului de siguranță publică, încredere în valorile statului de drept prin consolidarea relațiilor de colaborare între poliție și societate și cu prilejul aniversării a 27-a de la crearea Poliției Naționale a Republicii Moldova. Consiliul Raional Rezina decernează diplomă domnului Iurie Melnic, comandant al plutonului Rezina Șoldănești, al brigăzii de patrulare a Inspectoratului Național de Patrulare, pentru devotament și înalt profesionalism, manifestate în asigurarea cu succes a principalei sarcini, paza, liniștea locuitorilor și sistematizarea circulației rutiere în raion, pentru merite deosebite în activitatea zilnică, pentru consolidarea relațiilor de colaborare între poliție și societate și cu prilejul aniversării a 27-a de la crearea Poliției Naționale a Republicii Moldova. Onorată asistență! Am menționat deja buna și fructuoasă colaborare pe care administrația raionului Rezina o are cu Inspectoratul General al Poliției. Colaborare pe care ne-o dorim și pe viitor, la fel de fructuoasă și pentru care mulțumim mult conducerii Inspectoratului General de Poliție la nivel național. În semn de recunoștință din partea administrației raionului și locuitorilor raionului Rezina, vin cu un semn de gratitudine pentru domnul Alexandru Pânzari, șeful Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne, care va ajunge la dumnealui prin intermediul șefului Inspectoratului de Poliție Rezina. Programul artistic al evenimentului a început cu evoluarea orchestrei model a Departamentului Trupelor de Carabinieri a Ministerului Afacerilor Interne. În cadrul evenimentului, militarii batalionului cu destinație specială Fulger au prezentat exerciții demonstrative. Hey! Hey! Hey!
Pentru publicul prezent la eveniment au evoluat artiști amatori din localitate, fanfara de fete din Șoldănești și dansatorii ansamblului Miraj, conducător artistic Tatiana Botezatu. În cadrul evenimentului pentru toți doritorii de a cunoaște mai mult despre activitatea polițiștilor, au fost demonstrate mijloace din dotarea Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al Inspectoratului General al Poliției și Batalionului cu destinație specială Fulger, iar angajații secției situației excepționale Rezina, Unitatea Salvatori și Pompieri, au prezentat o auto specială de intervenție. Inspectoratul de Poliție Rezina are un efectiv de circa 95 de colaboratori.